Oh my god, ce e chestia asta? Am aici ceva foarte drăguț cu buline. Cred că este un sacou, după cât văd eu aici, după ce se vede. Haideți să-l desfacem, să vedem ce e înăuntru. Oh, îmi place materialul lui, după cum l-am atins, da, am zis, mă. Oh my god! Wow, uitați-vă cât e de drăguț! Este un sacou lung. Wow, dar ce este super cute, adică nu mă așteptam. Oh my god. This is amazing. Uitați-vă la frumusețea asta de sacou. Aici la umeri are niște bureței, din câte se vede, foarte, foarte finuț așa. Vreau să văd la ce îl pot asorta, dar în capul meu acum se petrec multe, multe, multe scenarii cu acest outfit, cu acest sacou, pentru că oh my god, pare super cute. Bun, mai departe, haide să vedem ce se află în al doilea pachetel. Ceva galben, girl! Ceva galben! Ia uitați-vă la asta, oare ce o fi? Ce se află aici? Ceva foarte galben și foarte fliu-fliu. Ok, oh my god! Cu asta mă îmbrac mâine! Wow, deci uitați-vă cât e de superbă, este un fel de bluziță, un top așa de vară, cu mânecile foarte, foarte largi, așa, și aici în talie are și un elastic, nu știu dacă vedeți. Da, materialul pare din acela, nu știu dacă știți voi, dar când bate vântul să zvârcorească așa, și wow, abia aștept să o probez. Și vine, cred că vine și pumerii goi așa, dar da, cu siguranță pe asta o por mâine, că mă duc la mare. Știu că poate o să mă întrebați de prețuri, prețurile nu sunt foarte mari, cred că aceasta a fost vreo 30 și ceva de dolari, și transportul, știu că o să mă întrebați și despre transport. Nu știu, am uitat dacă este gratuit sau nu, trebuie să intrați la ei pe site să verificați, dar am impresia că la o comandă de o anumită sumă primiți și transport gratuit, ceea ce este marfă! Mai departe, haideți să vedem ce se află în coletul nostru minunat de care eu sunt fericită că l-am primit! Da! Pe asta nu m-am putut abține și am pus o poză pe Instagram cu ea. Este vorba despre această minunăție nesclipicioasă, nu se vede mare lucru pentru că este în pungă, dar credeți-mă că nu am putut obține și am probat-o și o ador, efectiv o ador. Știți ce nu-mi place singurul la ea? Singurul lucru care nu-mi place la acest, nu e compleu, e playsuit, romper, nu știu cum le zice, este faptul că îi pică sclipiciul și când mi-a venit prin poștă, când am desfăcut-o, mi-am făcut camera cu covoropțiune de sclipici, dar uitați-vă la ea, cât e de drăguță! Nu știu, dar eu când am văzut-o în poză, am zis, da, vreau să fie a mea. Deci, mânecuțele sunt făcute dintr-un material așa transparent și când te îmbraci cu ea, e ca și cum îți sclipesc mâinile și îmi place culoarea, este un fel de nude, așa foarte, foarte drăguț. Asta este fața și spatele ar trebui să fie transparent. Așa arată aici și știți ce îmi place? Faptul că nu mi se vede nimic prin ea, ce nu ar trebui să se vadă. Asta cred că a fost în jur de 40 de dolari, a fost un pic mai scumpicică, dar vă zic că merită. Îmi place la nebunie. Bun, haideți să vedem că mai avem. Mai am o chestie, este ca un fel de rochie de toamnă, așa scria în descriere, pe care la fel am probat-o pentru că n-am mai avut răbdare, Jesus, și faza e că pe mine vine foarte, foarte lungă, dar îmi place maxim cum arată și cred că aș purta-o într-o zi de toamnă nu prea friguroasă. Este vorba despre această rochie, așa, din pânză, care arată așa, cu un guler și cu niște nasturi foarte mari. E bine, nu foarte mari, dar medii, mă rog, așa. Și îmi place foarte mult modelul, este foarte simpluță, așa. Și la mâneci are același nasture și ea este lungă, lungă, lungă
și vine și cu un cordon. Acesta este cordonul, așa. Deci vine cu o rochie lungă simplă și se leagă aici cu cordonul ăsta în talie. Eu sincer să fiu, mă văd cu ea așa la niște converse și la o șepcuță, o pălărie de ceva, nu știu. Adevărul este că poate pe altcineva de... eu știu, mai înalt, probabil că s-ar așeza mult mai bine, dar îmi place și cum vine pe mine, mai ales că eu sunt slăbuță și sincer să fiu, când am văzut lungimea acestei rochii, am zis no way, deci nu o să mă încapă. Dar, după cum și ei au promis, încearcă să facă astea hainele, comenzile pe măsura persoane care face comanda. Așa, bun, haideți că mă iau o singură plesuță cu ceva foarte drăguț de la ei. Da, este vorba despre această rochiță. Nu este rochiță, tot așa este un romper de vară. Eu când am văzut în poză, am rămas, oh, ce frumos e, sper să se așeze pe mine. Însă, din păcate, poate că eu crezut că eu sunt mai înaltă. Da, nu le-am zis că sunt un metru și un șnițel. Pe corp s-ar așeza ok, însă nu, este prea mare și da, păcat de ea, pentru că materialul este atât de frumos și de fliu-fliu, așa, și uitați-vă la această rochiță. Bun, ăsta este spatele, așa, și acestea sunt mânecile, dacă vedeți, voi vine cu mâneci din acelea tăiate, așa, și aceasta este fața... Este o șalopețică foarte, foarte drăguță, dar care, din păcate, nu se așează pe mine. Wow, îmi place mult acest romper, dar, din păcate, nu mi se potrivește. Dar nu este nicio problemă, pentru că am să-l fac cadou unei dintre prietenele mele și sigur o să se bucure de această piesă foarte, foarte drăgălașă. Dar v-am zis, îmi place mult materialul și are și niște buzunărele aici, foarte mișto de vară. Cu asta poți să duci chiar și la o nuntă, undeva pe malul mării, nu știu. Din păcate, doar această piesă nu-mi vine. În rest, îmi plac mult, mult de tot toate lucrușoarele pe care le-am primit de pe talever.com. Vreau să vă mulțumesc din suflet, sunteți minunați și nu mă așteptam la cadoul frumos pe care mi l-ați făcut. Da, pe care toate link-urile sunt în partea de descriere. Dacă v-a plăcut acest video, vă rog frumos să-mi dați un thumbs up, mă motivează maxim suportul vostru și ce să zic, ne vedem cu un nou video, poate la un haul de bikini, de costume de baie, promit și eu, nu știu ce să zic, vedem. Așa, da, vă pup, vă iubesc și vă îmbrățișez, vă doresc o vară minunată și noi ne vedem curând la următorul video. Mua! Pa, pa!